Angajații norocoși au săli de fitness sau zone de relaxare la birou. O casă de filme pentru adulți a dus însă lucrurile la un alt nivel și a amenajat o sală de masturbare. CEO-ul companiei le oferă subalternilor și o jumătate de oră în timpul programului în care se pot detensiona. Angajații spun că reușesc să scape de stres, iar rezultatul e o explozie de creativitate. Psihologii cred altceva. Ideea aceasta a descărcării acestui potențial nu va crește productivitatea la locul de muncă. În momentul în care suntem supărați cu partenerul, sunt și uneori, mai ales în cazul femeilor, care sunt mult mai implicate relațional, știm că nu mai ai chef, că ziua aia parcă n-ai făcut nimic, că se duce și nu ai rezolvat task-urile. Nu există neapărat o normă cât de des ar trebui făcut lucrul acesta sau cât de rar. Fiecare persoană stabilește pentru el.